în ce relație erați cu Vlad Plahotniuc în acea perioadă? Nici într-o Din relație. 2016 până în Nici într-o relație. 2018-19? Nici într-o relație. Deloc, deloc. Nici mai apropiat, nici mai îndepărtat. Haideți, eu totuși am să vă propun să urmărim o secvență video. Haideți. Un comentariu scurt pentru agora.md despre manifestație. Să aveam timp să vorbim. Cum au fost aduși doar oamenii aici să-mi spuneți un pic și ce urmează să aibă loc? Dar de ce mă trageți? Ce mi spuneți? De la agora.md. Vreau să spuneți de ce mă atinge. Unde? De ce? Iată, de ce pe mine mă trageți? Iată, pur și simplu mă trageți și mă cuprinde. Uitați-vă la mine. Dar eu nu am fost agresivă ca să mă duceți. Nu este o discuție. Întrebarea este, dacă spuneți că nu erați într-o relație atât de apropiată sau în nicio relație, niciun fel de relație cu Vlad Plahotniuc, de ce șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție a fost atât de amical și s-a salutat atât de amical cu liderul unui partid politic care nu deține nicio funcție în stat? Primul lucru. La acea reuniune care ați arătat-o dumneavoastră, era prim-ministrul Republicii Moldova. Da, și nu v-ați salutat cu el. Și eu eram obligat să fiu acolo, ca și celelalte persoane. Ce lider politic din țara asta, inclusiv cei care mai puțin mă iubesc pe mine, din considerent că am avut tot timpul o decizie foarte fermă și foarte corectă, când a fost o reuniune publică și eu să nu dau mâna cu ei. Niciodată n-a fost așa. Mie mi-era serviciu să mențin și să asigur ordinea publică. Lucru pe care l-am făcut. Totuși, cum apreciați dumneavoastră și cum se explică acest gest al dumneavoastră că erați practic în statură de drept în momentul în care și-a făcut apariția Vlad Plahotniuc? Uitați-vă în video, nu este o statură de drept, îmi făceam lucru, comunicam în stație radio, era prim-ministru acolo și cu eram prim-ministru ați dat mâna abia după ce dânsul s-a apropiat de dumneavoastră, iar cu președintele Parlamentului nici măcar nu v-ați salutat. Eu cred că dumneavoastră interpretați, unu, ați menționat corect acest lucru, cu cineva nu m-a salutat. Dacă se salută persoana publică cu mine, bineînțeles că și eu mă salut. Dacă nu, nu mă bag în sufletul nimănui. Eu sunt o persoană corectă, sunt ofițer, îmi fac datoria și lucru care l-am făcut pe tot parcursul carierei mele. Ok, în cea de-a doua parte a videoului a urmat și o bruscare a colegei noastre, Anastasia Antoceanu, care este acum în regie, luată practic pe sus de ofițerii SPPS. De ce nu ați intervenit să apărați și integritatea acestui cetățean? Explic. În primul rând, poliția nu are ca o ierarhie funcției și acțiunilor care pot fi întreprinse, poliția nu are superioritate asupra serviciu de protecție și pază de stat. Conducătorul acolo era directorul serviciului protecție și pază de stat. Este o subdiviziune ierarhic superioară poliției și are mai multe drepturi decât noi. Doi. Nu am văzut în acțiunile respective violență sau altceva. Da, am văzut că ei au îngrădit, spunem, accesul persoanei respectivă și jurnalistă. Eu regret că s-a întâmplat acest lucru. Astfel de acțiuni din partea mea, de exemplu, în privința unei persoane din presă, nu o să vedeți. Ceea ce a făcut colegul meu, probabil trebuie să-l întrebați pe el. Așa este corect. Totuși, în acea perioadă nu ați venit cu astfel de declarații sau să condamnați acel gest și, cum se spune, dacă taci, înseamnă că ești complice la... Explic încă o dată. Dacă m-ați fi întrebat, vă dădeam aceeași calificare. Pentru că eu sunt o persoană verticală și vă spun lucruri pe nume. Dacă nu m-ați întrebat, eu v-am spus, este serviciu ierarhic superior serviciului polițienesc, care nu poți interveni. Dar era controlată la acel moment Republica Moldova de Vlad Plahotniuc? Asta nu trebuie să mi-i dați întrebarea, asta trebuie să-ți întrebarea Procuraturii Generale sau altor instituții care puteau da astfel de calificative. Din perspectiva dumneavoastră că a fost ceva... Din perspectiva mea asupra instituției polițienești sau cei ce conduceam eu instituția de stat, de polițienească, nu am avut influență.